fermierii olteni se află în plină perioadă de recoltare. În nordul județului însă sunt sute de hectare cultivate cu porumb și floarea soarelui, care încă nu au fost recoltate. Procentul cel mai mare îl ocupă porumbul. La nivelul județului Olt, în primăvară au fost însămânțate peste 124.000 de hectare cu porumb. Din totalul suprafeței, aproape 120.000 de hectare au fost recoltate. În ceea ce privește cultura de floarea soarelui, la nivelul județului nostru mai sunt de recoltat peste 700 de hectare. Din 124.000 de hectare de porumb s-au recoltat 119.000, deci mai avem de recoltat și suprafețele rămase sunt în nordul județului. Din sorg, 2.500 de hectare s-au recoltat 892 de hectare, iar la floarea soarelui, din 54.000 de hectare, mai sunt 700 de hectare de recoltat, sigur, tot pe nordul județului. În această perioadă continuă campania de însămânțare de toamnă. La nivelul Oltului au fost însămânțate cu grâu peste 26.000 de hectare din cele peste 120.000 propuse. Ceva mai bine se prezintă cultura de rapiță, unde s-a reușit însămânțarea peste 80% din suprafața propusă. Un lucru îmbucurător pentru că a plouat și a permis fermierilor să pregătească în condiții mai bune terenul. Cu grâu s-au planificat 123.000 de hectare, s-au semănat decât 26.600, acțiunea este în curs de desfășurare. La orz, din 16.000 de hectare s-au semănat 9.500 de hectare, iar la orzoaică de toamnă, din 1.200 de hectare s-au semănat 460 de hectare. Rapița, din 23.000 de hectare s-au semănat 20.000 de hectare, un lucru îmbucurător. Dacă ne raportăm la producția medie la hectar la cereale, anul 2016 a fost ceva mai bun ca anul precedent, în timp ce la grâu producția medie a depășit 4 tone la hectar, la porumb pentru fiecare hectar s-a recoltat puțin peste 2 tone.